metroul aici în Canada. Ce te enervează aici? Cel mai mult în țara asta mă enervează că tot timpul sunt pe drumul și nu pot să mizez pe orar, să văd că la Germania vedem văd minutul și pot să-mi fixez ceasul după cum circulă metroul sau streetcarul. Aici nu, aici nu poți să te bazezi pe nimic și ești tot timpul stresat pe chestia asta. Asta e ceva foarte, foarte greu de crezut. Și afișul cu Toronto, cu ăla de marihuana acolo, da? Da. Toronto, orașul. Toronto, orașul. Liniștit. Așa vor să zic că ești, de fapt nu este. Uite că ți-am adus metroul. Mersi frumos, mersi, servus. Salut, salut, te pup. Serviciu ușor. Mersi. Fugi acolo, iar. Nu? Da. Oricum e el. Hai să aștept un pic. Hai că mai aștept un pic. Dar fă-i semn să se oprească, altfel nu se oprește. Ne vedem mâine. Bine. Victoria. Tibi acum merge la servici, lucrează de la ora 7 astăzi, are tură de noapte, acum e 6 și un sfert. La cârnat se închide la ora 6 și un 5 jumate, așa că... Te pup, domnule, te pup, salutare, ne vedem mâine, Victoria!